curând pornim într-o nouă aventură, Prima Evadare. Cam fiecare an, Renault este alături de noi, susținând pasiunea pentru ciclism. Pentru că în spatele fiecărei curse stă o pregătire ca la carte, haideți să vedem care sunt cei mai importanți pași de parcurs înainte de start. Cel mai important pas este reglarea corectă a șeii. Primul test este așezarea călcâiului pe pedală și atunci piciorul trebuie să fie drept. Al doilea test este așezarea vârfului pe sol și iarăși piciorul trebuie să fie drept. Acesta din urmă îți conferă o doză de siguranță atunci când te dezechilibrezi. Al doilea pas este să ne asigurăm că pedalăm corect. Pentru cei care nu au sistem de prindere la pantof, se pedalează cu partea din fața a tălpii, nu cu călcâiul și nici cu mijloc. Un alt element important este poziționarea manetelor de frână, care trebuie să fie în continuarea antebrațului. Presiunea corectă pentru cei care folosesc camere în cauciucuri este de 1,9 bar la 90 de kg. Cei care folosesc tubeless pot avea o presiune în cauciucuri mai mică. La fel de important este să ai lanțul uns. Dacă nu poți să faci asta acasă, poți veni în timpul înscrierilor la Veloservice-ul Renault și acolo ți se va unge lanțul. Pentru o experiență plăcută, niciun pas nu trebuie omis. Ne vedem duminică pregătiți de aventură!